reușește din nou febra cupelor europene după așteptare de 18 ani. După ce a celebrat acest majorat prin triumful din finala cupei, Petrolul revine în competițiile bătrânului continent pe un stadion modern și cu ambiții uriașe. Lupii galbeni sunt înfometați să scrie un nou capitol important în istoria lor și promit să-i sfârtece pe amatorii feroezi de la Vikingul. De la această oră, Bogdan Socol vă spune bună seara și vă invită să rămâneți pe Digi Sport 1 pentru primul meci al Petrolului în Europa după aproape două decenii pline de turbulențe. Pe Ilie Oană, Găzarii pornesc drept mari favoriți în confruntarea cu Vikingul, care deja a bifat o premieră istorică pentru ea. A trecut pentru prima dată de un tur preliminar în Europa. Atmosferă deosebită ca de obicei pe Ilie Oană, un stadion aproape plin, 10.000 de spectatori în tribune. Vedem și formula de start a lui Cosmin Contra pentru această partidă. Peterson Pesania în poartă, Sebastian Achin, Geraldo Alves, Ovidiu Hoban și Guilherme în apărare. Pablo de Lucas și Sonny Mustivar sunt la închidere. Damian Bugema, Felipe Teixeira și Gigu Rozav în spatele lui Ionesc Amza. I-am văzut și pe cei doi capitani de echipă, Sonny Mustivar, respectiv Erling Jakobsen la Vikingur, și pe arbitrul din Cipru, Marius Panayi, ajutați de asistenții Ioanu și Papa Thomas. Len mizează pe Geza Turi, un portar maghiar. O defensivă formată din Bartur Hansen, Sam Jakobsen, Erling Jakobsen și Lervig. La mijloc sunt Vadnamar, Hanus Jakobsen, Djurhus și Filip Djordjevic. În atac, Justinusen, ajutat de Petersen. Sunt numai puțin de 3 jucători cu numele de Jakobsen în formula de start celor de la Vikingur. Sam Jakobsen, Erling Jakobsen. Partide 1 este pe teren, este vorba de Bartur Hansen, 2 pe banca de rezerve, Hedin Hansen și Hjartvard Hansen. Vikingur a câștigat cupa din Feroe în... Și cu Grozav pătrunde în centru. Grozav șutează slab lângă poarta lui Raptor Șamnă cu o dublă victorie, 4-0 și 3-0. Felipe Teixeira șutează și el pe lângă al celor de la Vikinguri. De fapt, jucătorul cu numărul 17 era în momentul de față cel mai avansat, Petersen. Justinus s-a marcat în tur împotriva celor de la Inter Turcu. Pablo de Lucas către Guilherme, șutează Guilherme, însă mingea este... Un corner pentru Lupii Galben pe care îl execută Felipe Teixeira. La prima prezență în Europa pentru echipa din România. Ocazie aici pentru Grozav. Ionesc Amza ia pe spate. Până la urmă reușește să degajeze Justinusen până la Pesanie. Iată, mișcată ușor pentru șutul lui Hoban. Unul foarte puternic. Într-adevăr, șutează Hoban, respinge Gheza Turi. Cea mai importantă ocazie a meciului de până în mijlocul lui Iulie, însă pentru membrii, pentru locuitorii unei țări aflate între Marea Britanie și Islanda, de Contra a stat până în toamna anului trecut când a venit la Petrolul. O pasă lui Teixeira către Ionesc Amza, nici de această dată Sam Jakobsen, Grozav, Felipe Teixeira către Grozav, se opune însă același Sam Jakobsen și va fi o nouă lovitură de colț pentru Petrolul. Felipe Teixeira este cel care execută centrarea acestuia spre Damian Bugema, francezul, către Pablo de Lucas. Șutează de Lucas, gol!
de Lucas. Debut cu gol pentru mijlocașul spaniol venit de la Fuenlabrada din Liga 3 Iberică în Europa League. Un salt imens făcut de Pablo de Lucas grație lui Cosmin Condra și iată, de Lucas este cel care face diferența în favoarea Petrolului. Numai unei faze fixe, un șut cu stângul de la marginea careului și Gheză Turi este prins picior greșit. 1-0 pentru Petrolul. 25 de minute a rezistat reduta feroeză. Să vedem ce va fi de acum încolo. Este un gol care poate să... Prea mult echipa lui... Sigfridur Scale Clemensen Chierme pentru Damian Bugeman, vălui Achim. Achim trece de un adversar, centrează către Ionesa Amzal, o vitură de cap formidabil, respinge Gheza Turi. A nu avea vreo surpriză. Cosmin Condra spune era foarte exigent înaintea acestei partide. Dacă vom avea o atitudine bună, sunt sigur că vom câștiga și ne putem asigura calificarea din tur. Dacă vom crede însă că putem intra pe vârfuri și vom avea partida ușoară, atunci am putea avea partidare. Poate fi și un moment bun pentru Petrolul, pentru că această așezare supraaglomerată a lupilor galbeni a pus în mare pericol. Este gol, este golul lui Cicu Grozav. Ce acțiune reușește starul Petrolului. 2-0 pentru echipa lui Cosmin Condra. Nu s-a mai oprit decât în poartă Grozav. A fost o acțiune impetuoasă a lui Grozav. Este nevoie de asemenea acțiuni pentru ca apărarea feroeților să ceteze. Iată-l pe Grozav, majorând avantajul echipei lui Cosmin Condra. Exact ce spuneam, feroezii au făcut un pas în față și iată, plătesc scump acest curaj, acest tupeu. Grozav punctează pentru 2-0 și Petrolul este tot mai aproape de turul 3 preliminar al Europa League. O pasă neglijentă înapoi, dată de tocată. Ionesa Amza, în care Ionesa Amza este ajutat și de Cicu Grozav. Șutează Ionesa Amza și este blocat. Felipe Teixeira. Este penalti, este hand și... Lovitură de la 11 metri pentru Petrolul, minutul 52. Petrolul are ocazia să se desprindă decisiv. Grozav a arestat acel balon pe care îl urmărea și Felipe Teixeira. Într-adevăr, mingea l-a lovit în braț pe... Are șansa să puncteze pentru 3-0. Elanul este scurt. Ionesa Amza este bară! Este bară și rămâne 2-0 pentru Petrolul. Asta în Zav. Grozav spre Teixeira. Grozav urmărește acest balon. Pătrunde în care Grozav pentru Bucema! Mingea trece agonizant pe lângă poartă. Centrarea francezului și ce intervenție are Gheză Turi. Încă un trolul trebuie să se desprindă la 3-0. Poate acum Ionesa Amza nu îl învinge nici această dată pe Gheză Turi fără... Gema, o pasă pe jos spre Ionesa Amza, care scoate la margine spre Achim. Vine centrarea, acestea lovitură de cap, Grozav! Gol!
1-0 și în acest moment lucrurile încep să se simplifice pentru echipa lui Cosmin Contra. O fază care practic a desfăcut toată apărarea lui Vikingur, iar ghezăturii nu au mai avut ce să facă. La lovitura de cap a lui Grozav, excelent a plasat balonul. Spuneam, este genul de meci în care Grozav face de toate. Trebuie să crească la capitolul Constanță, să abordeze toate meciurile cu aceeași atitudine, precum a evoluat în această parte secundă. După o primă repriză ștersă, iată Grozav iese la rampă și Petrolul are nevoie de o victorie la o diferență cât mai mare și pentru a aborda cu moral foarte bun debutul în Liga 1. Un șut blocat, respinge ghezăturii, ce ocazie! Ce ocazie ratează Younes Hamza! Feroezi se complică, Pablo de Lucas o pasă către Damian Bugema. Damian Bugema poate face 4-0. Bugema! Nici el nu marchează, nici el nu găsește pentru a doua oară în această repriză spațiul porții. A fost un șut la colțul lung. Vor fi reacții imediat după aceste trageri la sorți. Petrolul, Steaua și sperăm Astra și Pandurii Târgu Jiu vor afla cu cine urmează să joace în faza următoare a competițiilor europene. Centrare pe jos pentru Hamza, nici de această dată golul nu este destinat. Și apoi Pablo de Lucas, o seară pe care Ploieștiul a așteptat de 18 ani, e prima partidă în Europa după aproape două decenii. Se încheie cu o victorie categorică a Petrolului, 3-0 în fața semi-amatorilor de la Vikingur Göta. Cicu Grozav este omul serii cu două reușite în repriza secundă. Younes Hamza a ratat un penalti la 2-0. Scorul a fost deschis în prima repriză în minutul 26 de Pablo de Lucas.